vă invit pentru a cinsti cuvântul Domnului să ne ridicăm. Voi citi un singur verset din Cartea Efeseni, capitolul 6, voi citi doar versetul 16. Ephesians chapter 6, verse 16. Cuvântul Domnului spune așa. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale cerului rău. Până aici, cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Seara aceasta trebuia să avem un alt frate care să rostească cuvântul Domnului, dar l-a luat o răceală și era frică că era și contagioasă. Și atunci am schimbat planurile și mă rog ca Domnul în această seară să ne binecuvinteze pe fiecare din cuvântul lui. Mă rog ca fiecare din dumneavoastră când veți mergeți acasă în seara aceasta să spuneți că Domnul v-a vorbit cu ceva, că Domnul v-a întărit, v-a zidit. Și rog pe Domnul să facă lucrul acesta și pentru mine și desigur că ne-am bucurat deja lăudându-L pe Domnul în închinare cu grupul de închinare. Suntem într-o serie de mesaje din textul acesta despre armura Duhului. Și Apostolul Pavel spune în textul acesta că fiecare din noi vom avea de luptat, că diavolul va veni cu strategii specifice care uneltiri, uneltește împotriva noastră. Ne-a spus uh, cuvântul Domnului în textul acesta că nu numai că sunt uneltiri, dar sunt grele, zile grele, zile foarte grele, zile rele care în care ne vom lupta cu cele mai mari necazuri sau încercări din viața noastră. Toate acestea venind din partea vrăjmașului, niciuna de la Dumnezeu. Paranteză, să știți că de multe ori oamenii atribuie multe lucruri lui Dumnezeu. Și dacă vin atacurile vrăjmașului, dacă uneltește vrăjmașul, sunt credincioși, spune, dacă Domnul a voit așa. Uitându-ne în textul acesta, vedem că Domnul nu voiește așa. Ce o spune să luăm toată armura aceasta lui Dumnezeu, pentru toate uneltirile vrăjmașului, pentru toate atacurile, pentru cea mai grea zi din viața noastră, pentru cele mai mari necazuri, suferințe, încercări din viața noastră, Domnul spune că există o armură spirituală cu care, dacă noi ne îmbrăcăm din cap până în picioare, nu spune că vom scăpa de ziua cea rea. Domnul nu spune că ne va scăpa din cuptor, de cuptor, dar spune că ne va scăpa din cuptor. Vom trece prin încercări, vom trece poate prin valea umbre morții, prin necazul, strâmtorări, suferințe. Dar cuvântul Domnului din această seară este că în toate acestea noi putem să fim biruitori, ba mai mult, mai mult decât biruitori. Și Cuvântul Domnului ne îndeamnă pe fiecare din noi ca să luăm toată această armură. Și am vorbit despre faptul că prima dată trebuie să-mi fim încinși cu adevărul, adică cu onestitate, cu sinceritate, în tot ce facem, să fim fără fățărnicie, să fim sinceri, să fim onești. Apoi, a, a, Cuvântul Domnului ne-a îndemnat să luăm, a, să ne îmbrăcăm cu platoșa neprihănirii care este neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că în momentele când noi trecem prin necazuri, prin strâmtorări, știți ce? Vine deavolul și ne spune, așa meriți. Vine și arată cu degetul la anumite greșeli din viața noastră, din trecut. Și spune, vezi, așa meriți. Și dacă noi primim acestea, suntem doborâți. Dar Domnul ne-a pregătit o platoșă, platoșa neprihănirii Domnului nostru Isus Hristos. Și dacă noi ne îmbrăcăm cu această platoșă a neprihănirii Domnului nostru Isus Hristos, inima noastră o să fie protejată. Apoi vorbeam despre faptul că trebuie să avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. În alte cuvinte, trebuie să acumulăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Să ne încărcăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să fim pregătiți și atunci când vine lupta aceasta, când ne luptăm, vrăjmașul este în fața noastră, în momentele acelea să nu alunecăm, să avem cuvinte care sunt ca o ancoră, care vom să putem să ținem piept pe orice teren, orice încercare, în orice strâmtorare. Iar acum textul din această seară spunea, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Spuneam că în momentul în care noi ne înscriem ca ostași în oastea Domnului, este momentul în care fiecare de noi primim așa un X. Se pune o țintă așa pe fruntea noastră și diavolul spune, trebuie atacat. Și toate forțele demonice cunosc semnul acesta. Și are diavolul în arsenalul lui săgeți, săgeți arzătoare, scrie în textul acesta, știți, săgețile arzătoare care cei de pe vremea aceea le înțelegeau, nu doar că ți arunca o săgeată, dar o punea în ceva combustibil, da, în păcură sau știu eu ce, și le dădea foc și nu numai că te lovea, dar luai și foc. Și Vrăjmașul este foarte, foarte strategic în atacurile lui. Și prima dată începe de la oamenii care îi vede el cei mai pericol pentru împărăția întunericului, aș spune eu. Atacă liderii spirituali. Atacă oamenii care sunt, care iau inițiativă în rugăciune, în armata Domnului de a face luptă. Atacă părinții. Liderii spirituali, fraților, în special, acum pentru că fac parte din leadership Bisericii, vă spun, atunci când ești chemat de Dumnezeu la o lucrare și răspunzi chemării și ești la locul unde te vede Domnul și la timpul care te vede Domnul, ești în pericol. Și vrăjmașul atacă în special pe liderii uh, spirituali. Uh, nu știu dacă ați observat lucrul acesta în viața dumneavoastră, dar dacă ați avut momente în care ați spus, ați ascultat de Duhul Domnului înăuntru și ați spus, mă voi apropia de Domnul, am să citesc uh, scriptura, am să am o viață de disciplină în rugăciune, în citirea cuvântului, în a merge la biserică, în a lupta pentru Domnul, în a medita asupra cuvântului Domnului. Dacă faceți o hotărâre din aceasta, nu v-ați trezit imediat cu contraatac din partea vrăjmașului, care nu l ați avut înainte. Dintr-o dată e un alt nivel. Ce se întâmplă? Devii un pericol. Și X-ul acela devine mai mare. Și diavolul ne transmite un mesaj foarte subtil. Știți? Și mesajul este acesta. Te va costa. Dacă tu vrei să fii serios cu Domnul, cu împărăția Domnului, cu chemarea care are Domnul pentru tine, it's gonna cost you. Mi-aduc aminte, un coleg de profesie era într-o strâmtorare, într-o situație mai dificilă în viața lui, nu știa ce să facă și îmi cerea sfat. Și am zis, pe păi ce să faci? Fast and pray. Postește și te roagă. De rugat s-a rugat, știam treaba asta. Postul a fost un concept nou pentru el. Și a spus, ok, era disperat, a început postul și rugăciunea și m-a sunat după trei zile. A spus, a fost cele mai grele zile din viața mea. A avut probleme cu asistentele la lucru, a avut probleme cu pacienții, a avut probleme, nu i-au ieșit lucrurile, lucrurile de la laborator n-au venit bune, din toate direcțiile. Credeți că este o coincidență? I think not. Atunci când trebuie ca un om al lui Dumnezeu să vestească Evanghelia, Știți că este un cost pentru aceasta. Mi-a luat o bucată de timp să văd lucrul acesta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o soție care uh, percepe lucrul acesta destul de repede și vede și spune, dragă, ai grijă că trebuie să predici. Să realizezi că atacurile acelea vin din partea vrăjmașului. După la fel. Și toate aceștia vor să ne spună, te va costa, te va costa, ca noi să ajungem la o concluzie greșită și să spunem, nu se merită. Fraților, dacă noi nu am fi în ascultare de Domnul, nu s-ar merita. Dacă nu am avea promisiunile Domnului de victorie, de răsplățile care le are Domnul pentru noi, nu s-ar merita. Dar aș vrea să vă spun că diavolul vrea să vă fure de ceva care se merită. La lupta care o aveți, aș vrea să vă spun în această seară, se merită să continuați în luptă, împotriva atacurilor vrăjmașului. Ceea ce avem noi nevoie să facem este să ne îmbrăcăm cu provizia care a pregătit-o Domnul pentru noi. Domnul are un loc și un rol pentru fiecare din noi care suntem aici în această seară. Nu există excepție. Și dacă ai un loc în armata Domnului, diavolul va face tot posibil să te scoată din rolul acela și din locul acela. Știți, au americani o vorbă. Uh, to become a sitting duck. Atunci când ești în armata Domnului, ești la locul care te-a chemat Domnul, dacă ești la acel loc, ești la un loc de protecție, ești la un loc unde ai eficace în slujire, în luptă, uh, faci daune împărăției întunericului, tu înaintezi pe plan spiritual, te apropii de victorie și scopul lui este să te scoată, să te separe. Și atunci a sering dac, cum spun americanii. Te rade foarte ușor când ești separat. Domnul ne cheamă la luptă, dar Domnul atunci când ne cheamă la luptă, ne cheamă să fim la locul nostru, să fim la rangul care ne-a chemat Domnul, să fim în ascultare, să fim în supunere, în familie, în societate și în biserică. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Și acum să fac o mică paranteză, să știți că din păcate... În vremurile care trăim acum, găsim tot, tot mai mulți credincioși care merg solo, știți? Un fel de Rambo spiritual, care ei atac o armată întreagă singur, ei nu au nevoie de nimeni, ei sunt ca și forțele uh, speciale, fac ce vor ei, când vor ei, cum vor ei și se așteaptă la rezultate spirituale au pretenția că ei aud de la Dumnezeu personal, n-au nevoie să audă de la altcineva și merg înainte și devin Siring ducks câteodată, dar în cele mai multe cazuri să știți că oameni din aceștia fac mari probleme în împărăția lui Dumnezeu și deavolul îi lasă în pace. Pentru că sunt de multe ori fără să-și dea seama chiar unelte în mâna vrăjmașului și arată cât de mult fac ei Fraților, mișcare nu înseamnă progres. Faptul că faci anumite lucruri și poți să spui, am făcut lucru cu tare, am făcut lucru cu tare, am făcut lucru cu tare. Dacă nu este inițiat de Duhul Sfânt la porunca Domnului, în ascultare de Domnul, sunt fapte moarte, dead works. Și oamenii arată, uite cât am făcut și spun că este progres. Mișcarea nu e necesar progres. Știți că și un pește mort are mișcare? Plutește cu burta în sus, dar îl duce curentul apei. Da, este mișcare, dar nu este progres. Din contra, este pierdere. Progres este să uh, înnoți împotriva curentului, să mergi acolo unde te trimite Domnul. Mă rog, ca Domnul uh, să facă din fiecare din noi luptători care să luptăm și să fim de folos împărăției lui Dumnezeu. Fraților, Problema Domnului, până la urmă, nu este o lipsă de voluntari, ci mai degrabă este o lipsă de oameni calificați, care să slujească Domnului, conduși de Duhul lui Dumnezeu în ascultare și în supunere, pentru că oamenii aceștia fac mari daune împărăției Întunericului și mă rog ca Domnul să facă din fiecare din noi astfel de slujitori. Dar atunci când suntem slujitori autentici, slujitori fără pretenții, slujitori în supunere de Domnul, slujitori care slujim sub autoritatea care au lăsat o lăsat-o Dumnezeu, atunci devenim ținta cea mai mare a vrăjmașului. Și unul din atacurile care ne va ataca vrăjmașul sunt astfel de săgeți. Ne-a dat Domnul platoșa neprihănirii, care ne apără când este vorba despre neprihănirea noastră. Dar pe lângă platoșa neprihănirii sunt săgeți arzătoare care vin. Și acestea sunt tot felul de necazuri și probleme care vin împotriva noastră din partea vrăjmașului. Atacuri împotriva sănătății noastre. Atacuri la finanțele noastre. Atacuri la cei dragi ai noștri. Atacuri la business nostru, la lucru, la servicii tot felul de atacuri care vin. Și scutul acesta al credinței care l-a pregătit Domnul pentru noi are rolul acesta că noi să oprim aceste atacuri ale vrăjmașului. Știți că cele mai dureroase lovituri care le poate da vrăjmașul este în cei dragi? Dacă diavolul nu poate să mă lovească pe mine ca să mă doară, știți unde o să încerce să atace? La soția mea, la Violeta. Și la dumneavoastră care aveți copii, știți unde o să vă atace? La copii. Săgeți arzătoare care ard, nu? Nu numai că dor, dar te arde cum te lovește vrăjmașul. Și spune așa, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Scutul despre care vorbește Apostolul Pavel aici, este unul care era cât o ușă de mare. De fapt se folosește cuvântul din greacă de la ușă. Știți? Era un scut mic, rotund, care era for hand-to hand combat, în lupta de la mână la mână, dar era un fel de scut care acoperea tot trupul întreg. Aici, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vorbește de o credință, un scut al credinței care acopere întreaga ființă. Acest scut te acoperă pe tine și tot ce ți aparține. Familia ta, copiii tăi, businessul tău, finanțele tale, sănătatea ta, toate. Și acest scut al credinței este credință în autoritatea și autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu și promisiunilor lui. Știți, una din strategiile vrăjmașului ca să ne fure scutul din mână este cea, argumentul care l-a folosit cel rău cu Eva în Grădina Edenului. Did God really say? A spus Dumnezeu cu adevărat, chiar de la Domnul a fost cuvântul acela. Chiar de la Domnul a fost promisiunea aceea. Nu vi s-a întâmplat ca Domnul să vă dea un cuvânt prin scriptură sau profetic care să fie exact la problema dumneavoastră și să te bucure așa de mult de el? Și la o zi, două, să vină vrăjmașul cu un gând și să spună: Chiar crezi că cuvântul acela este valabil pentru tine? Ce încearcă vrăjmașul să facă? Atunci când vin atacurile și să nu mai poți să iei cuvântul acela și să te aperi și să spui, nu, am promisiunea al Domnului, am cuvântul Domnului. Să nu ai încredere în promisiunile lui Dumnezeu, în, în cuvântul lui și să lași scutul acesta jos, ca să poată să te atace. Va pune sub semnul întrebării toate promisiunile lui Dumnezeu. Chiar crezi că Dumnezeu îți vrea binele? Tu chiar crezi că promisiunile Domnului sunt pentru tine și pentru casa ta? Credința în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile lui sunt cu adevărat un scut la atacurile vrăjmașului care vin împotriva noastră și la tot ce aparține de noi. Și în ziua atacului, cuvântul Domnului spune, cum un soldat roman lua acel scut și îl ridica când vedea că vin săgețile acelea și s-ascundea după acel scut, Cuvântul Domnului ne spune la fiecare din noi să lăm cuvântul Domnului, să luăm promisiunile Lui. Și atunci când vin săgețile acestea, să luăm aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu și să ne apărăm cu ele. Pentru că aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu și a cuvântului Lui Dumnezeu vor opri toate aceste săgeți. Nu vom mai vom ardea în inima noastră, în mintea noastră. Nu vom mai sta sub acele Stări care le, le creează săgețile acestea arzătoare. În astfel de momente, când luăm Cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile Lui și spunem, eu îmi pun toată încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile Lui, iau cuvântul acela activ și fac din el un scut. Prin acest scut scăpăm de toate aceste atacuri. Să știți că nu ajută la nimic în astfel de momente dacă noi devenim emoționali. Dacă, ca și popor român. Ne place parcă, nu știu, suntem mai sensibili, mai romantici, dar plângem foarte repede, ne necăjim, ne văităm. Știți că nu ne ajută la nimic când vine și ne atacă vrăjmașul cu atitudini de felul acesta? Ni se pare că dacă vomităm o să ne simțim mai bine. Firesc, dacă ai înghițit ceva stricat și vomiți, te simți mai bine. Spiritual, când vomiți lucrul acesta, te simți tot mai rău ceea ce avem nevoie în astfel de momente să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să facem un scut din el. Și la fel cum soldatul roman lua acel scut, în același fel, în mod spiritual, trebuie să luăm noi cuvântul lui Dumnezeu și promisiunilor lui. Pentru că Dumnezeu este credincios cuvântului lui și promisiunilor lui. Și mai am un gând după care voi încheia. Scuturile acestea care erau în formă dreptunghiulară, și acoperea tot soldatul roman, atunci când soldații romani erau mai mulți împreună, puteau să facă un zid. Nu trecea absolut nimic, nici o suliță, nici o săgeată. Se făcea un zid. Dacă veneau săgețile din față și de sus, se acopereau cu ele, se adunau împreună și aveau în față și în spate. Și interesant că în anul uh, 70 după Hristos, un general roman, Tairăs Titus, a mers împresoare uh, Ierusalimul și a mers cu o grupă de soldați, elită, de legionari de-a în atac. Și uh, nu s-au așteptat la câtă oaste uh, din partea evreilor, de-a iudeilor, să vină împotriva lor și au fost înconjurați. Erau gata să fie măcelăriți. Uh, legiunea din afară a văzut ce se întâmplă și au făcut ca și un fel de cub, s-au adunat mai mulți soldați romani cu scuturi de acestea și au făcut un pătrat. Și s-au pus cu scuturi în față, în spate, în stânga, în dreapta și alții pe mijloc care au ținut și au fost total blindați. Și printre uh, scuturile lor au mers cu sulițe și au împuns în față. Au ajuns până la la Titus, la generalul roman, l-au băgat înăuntru. Și l-au scos afară și i-au salvat viața. El, în anul 79, 9 ani mai târziu, a ajuns Cezar, a ajuns Împăratul Romei, după ce uh, Ierusalimul a fost dărâmat cu totul. Fraților, cine spune lucrul acesta nouă? Este, este atât de important să ne unim cu frații noștri în credință. Sunt momente când noi trebuie să ne adunăm împreună cu promisiunile lui Dumnezeu, cu cuvântul lui și să facem un zid ca să ținem piept împotriva uneltirilor diavolului. Sunt momente când avem nevoie să ne acoperim cu acestea. Și sunt momente când vedem pe frații ai noștri care sunt înconjurați de vrăjmași. Îi vedem că cad emoțional și spiritual. Și în astfel de momente trebuie să ne lăsăm mișcați de Duhul Domnului, să ne unim împreună oameni destoinici, să facem o grupare care să acoperim în față, pe părți, în spate, pe deasupra, să mergem până la astfel de oameni, să-i tragem înăuntru și să-i scoatem afară pentru că sunt înconjurați de vrăjmași. Ceea ce ne va ajuta în lupta noastră sunt promisiunile lui Dumnezeu și cuvântul lui. Scutul acesta care l-a pregătit Domnul pentru noi. Mă rog ca Domnul să lasă unitate în familii. Să uniți aceste scuturi în familie, să vă ajutați. Mă rog, ca Domnul să unească fiecare grupare din biserică, de la worship, de la bucătărie, de la primire, de la welcome, de la fiecare departament. Tot să ne unim. Când ne unim fraților și unim scuturile acestea, aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, vom putea să mergem în afară. Vom putea să mergem pe cei care diavolul i-a înconjurat, care sunt gata să cadă. Domnul să ne dea o inimă ca să mergem, ca să-i scăpăm. Domnul să lase binecuvântarea Lui peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră, peste noi toți, să ne îmbrăcăm toți cu acest scut, ca să avem victorie și numele Domnului să fie proslăvit. Amin.